Bună ziua și bine ne regăsim la Biblioteca Județeană, în aceste vremuri de pandemie în care fiecare încercăm să îmbinăm accesul la cultură, la cunoaștere, cu prezența noastră fizică sau printr-o prezență online, via internet, cu documentele de bibliotecă, documente din biblioteca digitală sau imagini de la diferite prezentări, proiecte ale Bibliotecii Județene. Așa cum ne-am stabilit și pentru că întotdeauna planul inițial poate suferi modificări datorită acestui context epidemiologic și a creșterii incidenței cazurilor la nivelul municipiului Piatra Neamț, astăzi ne vedem într-o formulă restrânsă la această prezentare a activității omului, publicistului, ziaristului și poetului Coman Șova la aniversarea la 88 de ani de viață, în care noi, Biblioteca Județeană, ne propunem împreună cu editura Tipo Moldova din Iași să-i aducem un reverențios la mulți ani. La mulți ani, domnule Coman Șova, la mulți ani tuturor celor care i-au cunoscut opera, s-au bucurat de articolele domniei sale în publicistica de specialitate și cei care îl cunosc în mod direct. Pentru că vremurile sunt un pic presante de acest context epidemiologic, așa cum fusese anunțat inițial, domnul Cristian Levescu și domnul Ștefanache, în momentul de față nu s-au mai deplasat aici la noi, pentru că înainte de toate, ca să putem să construim, avem nevoie și de sănătate și avem nevoie să ne menținem într-o formulă optimă a stării noastre și a existenței. Astăzi, la 88 de ani a domnului Coman Șova, ne-am propus să organizăm o prezentare de carte a celor mai importante volume apărute sub semnul domniei sale, dar să vă semnalăm și câteva din aspectele care i-au ghidat cariera profesională, dar și contribuția la dezvoltarea culturii române, a literaturii române și, de ce nu, la dezvoltarea iubitorilor de cunoaștere și frumos. Așa, pentru început, să conturăm ceva din portretul domnului Coman Șova, pentru că poate nu mulți din Piatra Neamț cunoaștem faptul că este un om al locului și este una din personalitățile marcante și ale județului Neamț. Coman Șova s-a născut la 18 octombrie 1933 la București. Părinții săi proveneau din Piatra Neamț, de pentru care a fost absolventul școlii primare numărul 2 din Piatra Neamț și apoi și-a urmat și studiile liceale la actualul Colegiu Național Petru Rareș. În 1952 a intrat prin examen la Institutul de Teatru, dar dragostea pentru literatură l-a împins ulterior spre susținerea unor examene de aptitudini și transferul său la Școala de Literatură, care în același an devine o secție de literatură și critică literară Mihai Eminescu, în cadrul Facultății de Filologie a Universității din București, universitate pe care o absolvă în 1960. A debutat în 1950 cu poemul în proză Diminețile albastre, în ziarul Flacăra, care era un supliment literar al ziarului Ceapleu din Piatra Neamț, dar activitatea sa în domeniul jurnalisticii a fost marcată printr-un slalom pe diferite paliere. În 1962-64 a fost timp de 2 ani secretar literar la Teatrul Barbu de la Vrancea din București și a publicat și o piesă, Iubesc pe al șaptelea, în revista Teatru. În perioada anilor 1965-1972 a fost secretar general de redacție a revistei literare și de cultură Amfiteatru, activitate pe care și-a continuat-o la ziarul România Liberă, unde a fost și redactor șef adjunct la revista Magazin. A fondat împreună cu Florentin Popescu revista lunară Bucureștiul Literar și Artistic,
Aici avem în această expoziție de publicație apărută la Tipo Moldova un volum sub semnul lui Florentin Popescu, Comanșova, omul și scriitorul. Această colaborare a lor a continuat și dincolo de paginile de ziar și a ajuns și într-un volum. Debutul lui Comanșova s-a realizat în 1967 cu volumul de versuri intitulat Astrul Nimănui, care a apărut la editura Eminescu. După apariția acesteia, a devenit și membru al Uniunii Scriitorilor din România. Dintre volumele importante ale domniei sale, aș menționa câteva dintre ele. În 1980, volumul Poeme, tot la editura Eminescu. În 1989, volumul de versuri Căderea fructului. Și în 1996, Nevoia de alb. În 1996 apare și în Germania o antologie de poezie, antologie care a fost lansată la Târgu de Carte de la Leipzig și sub denumirea de Iubirea este Haina mea de toate zilele, în traducerea profesor universitar dr. Ioana Crăciun. Un titlu sugestiv, un titlu frumos. Iubirea este haina mea de toate zilele. Ce bine ar fi ca toți dintre noi să spunem că iubirea este haina care ne îmbracă în fiecare zi. În 2012 apare antologia îngrijită de autor Cuvinte de Reazem, apărută la Tipo Moldova, în colecția Opera Omnia, poezie contemporană, pe care o aveți expusă și aici, în această prezentare de carte. Ulterior, în anii următori, apar la editura Semne Paharul cu Îngeri, o ediție îngrijită de autor, apoi un volum de versuri în ediție bilingvă română-engleză Free și volumul Joc de Aer. Colaborarea domniei sale continuă periplul la editura Artemis, Zăpada și ochii lupilor, poeme ediție bilingvă română-spaniolă, precum și o selecție, tot o ediție bilingvă, din volumul Paharul cu Îngeri, în limba spaniolă. Aveți aici pe masă și câteva din aceste volume. Anii următori, bineînțeles că îl mențin în atenția criticilor literari și tot la Tipo Moldova, apare în 2019 Bărbatul care trece, în colecția Bibliofil, și urmat la editura Academiei Române, de volumul 101 de poezii cu o prefață de Ion Holban. Referitor la poeziile care au apărut și volumele sale, aș vrea doar câteva aspecte să le aduc în atenție și câteva din aprecierile domnului academician Mihai Cimpoi, care spunea în volumul Viața ca un poem al lui lui Comanșova. Volumul de față se prezintă ca adevărată sinteză a creației lirice a cunoscutului poet bucureștean, care s-a impus prin lirismul de o autenticitate remarcabilă. De asemenea, spunea că, egal cu sine structural și scriptural, Comanșova a menținut discursul poetic într-un registru de comunicare și cuminecare, cum ar zice Nonca, cu natura și cu Dumnezeu, adică cu tot ce se pune sub semnul firescului și sacrului. Spațiul și timpul pe care poetul îl alege este acel al universului intim, matern, al copilării, iubirii, al visurilor de pace, de înflorire a planetei, de sfințenie și frumusețe. Sunt sigură că dacă veți răsfoi versurile poetului, veți regăsi această apreciere pe deplin meritată. El este un creator de atmosferă, un imperativ al poeziei. Poemele sale sunt generate de stări sufletești genuine, transcrise cu grație și cu o naturalețe ce nu trădează niciodată artificiul. Sunt cuvinte care îl definesc pe Comanșova, sunt cuvinte pe care dumneavoastră veți hotărâ dacă sunt mai mult decât bine meritate și reflectă opera poetică a lui Comanșova.
ne bucurăm de această prezentare de carte prin bunăvoința editurii Tipo Moldova și de aceea îl rog pe colegul meu, domnul Mihail Valient, să ilustreze istoria colaborării noastre pentru acest eveniment cu editura Tipo Moldova. Mulțumesc, doamna director Mihaela Mereuță. Vreau să fac o reverență în fața editurii Tipo Moldova și în fața directorului acesteia, Aurel Ștefanachi. Vreau să spun că editura Tipo Moldova face parte din istoria editorială și din istoria culturală a țării și a Moldovei. Și de ce spun asta? Pentru că editura Tipo Moldova este urmașa unei foarte mari edituri post-decembriste, editura Moldova. Atunci, domnul Aurel Ștefanachi era asociat cu un poet, Nicolae Panaite, asociere care a ținut o bucată fericită de timp. Eu socotesc că actuala editură Polirom, care și are originea în Iași, are motive să se socotească cumva datorată curajului pe care l-a avut editura Moldova de atunci, pe de o parte, și pe de altă parte a venit cu foarte mult cunoaștere, meșteșug, ca să spun așa, preluate de la editura Institutului European. Eu așez editura Tipo Moldova la o temelie care ulterior a fost dusă, cred că pe culmi mai performante, mai mari, de editura Polirom. Sigur că nu există nicio legătură între oamenii de la Tipo Moldova și de la Polirom, dar cred că atmosfera pe care a creat-o editura Moldova în anii post-decembriști, când a avut un succes de care mi-amintesc și acum, eram student în Iași și nu se putea să nu fie auzit de editura Moldova, de marele succes, se vindeau atunci cărțile în tiraj de sute de mii de exemplare. Astăzi nu se mai întâmplă așa. Mulțumim acestei frumoase edituri pentru inițiativa de a-l înserba pe Comanșova în localitatea natală, aș putea spune, deci el s-a născut în București, cred că a fost doar o întâmplare că s-a născut în București. Părinții erau din Petream, s-a studiat în Petream, este petrean. A continuat niște studii la Roznov. Asta nu înseamnă că este roznovean, este petrean în continuare, dar a avut și niște studii la Roznov. Deci mulțumim pentru faptul că a avut inițiativa la care noi cu foarte mare bucurie ne-am raliat și pentru faptul că această expoziție de carte este o donație către Biblioteca Județeană Ghete Chirilianu Neamț. Evident, editura vrea să supraviețuiască, vrea să facă vânzare și în cazul de față. Nu-mi permit să presupun că respectul pe care editura Tipo Moldova îl are pentru personalitatea lui Covanșova l-a determinat pe domnul director Aurel Ștefanache să facă un gest de dărnicie. De dărnicie absolut apreciabilă. Este extrem de importantă, după părerea mea, ca să fie sprijinită cultura, să fie mai cunoscut Comanșova decât Danșova. Deocamdată lucrurile sunt invers. Dar noi sperăm că ne vom pribăși prin cultură. Mulțumesc colegului meu, domnului Mihail Balint, pentru cuvintele domnului sale. Și aș vrea un pic să regăsim din lirica poetului Comanșova prin versurile interpretate de colegul meu, domnul Dan Iacob. Din volumul Viața ca un poem. Zeița, când nu mai aud zgomotul din jur, când uit de frig, de foame, de ducă, de n-am, de vreau, când uit de toți, de toate, atunci vine ea, în mâna dreaptă, în vârful peniței, în piept, în ochi, pe tâmple, în por, în lacrimă, în respirație, în umbră, mă ocupă pe de-a întregul și sunt al ei, sunt vocea ei, vibrația ei, plânsul ei, sunt mâna care scrie ce spune ea, pur și simplu și supus.
Încetinește îngere. Încetinește îngere, puțin câte puțin rotația astrului acesta. Se întunecă ziua, cresc întâmplările și ceața, plumb în mâinile pline de daruri, fiii vor fi peste margini, inele din lanțul sângelui fără sfârșit. Și nu mai este da, și nu mai este vreau, și nu mai este, este nedumerire pe tavanul cu vise. Pașii tocmai mi s-au oprit, mâinile aproape, foarte aproape, nu se mai ating. Stare de târziu. Doamne, adu-mi calul cel plecat în nori, ia-l de frâu și vino să-mi asculți un gând. Eu m-am tot născut de atâtea ori. Adu-mi calul, Doamne, calul alb și blând. Mă grăbesc, Părinte, vreau să plec cu el într-o lume mare, cu tăcere în geamuri, să crească în serarea lină pe un inel, dintr-o coapsă crudă, o clipită în hamuri. Adu-mi calul, Doamne, cel tăcut ca piatra, l-am mânat să pască nouri în april. Vreau să alerg pe coamai cu tăcerea toată, nu mai vreau, Părinte, să mă întorc copil. Mulțumesc colegului meu, Dan Iancu, și invit pe toți iubitorii de poezie să vină la bibliotecă și să-l cunoască mai bine pe Coman Șova prin versurile sale. Vă mulțumim și vă așteptăm. Mulțumim editurii Tipo Moldova pentru donația de carte și suntem convinși că astfel putem să-i cunoaștem mai bine pe iubitorii de frumos, pe creatorii de valori și, de ce nu, pe oamenii locurilor. Uneori prin naștere, prin apartenență sau prin activitățile pe care le realizăm, prin experiențele de viață trăite, aparținem unor locuri. Coman Șova aparține acestor locuri. Haideți să-l cunosc. La mulți ani, Coman Șova. Mulțumesc!